Bun găsit la Observator Update. Sunt Mădălina Iacob și vă aduc cele mai noi informații privind începutul anului școlar. Mai e doar o săptămână până se deschid școlile din România și sperăm că începând de azi să se contureze și planul final pentru deschiderea școlilor. Astăzi, 7 septembrie, direcțiile de sănătate publică sunt obligate să transmită inspectoratelor situația epidemiologică pentru fiecare localitate. Iar traseul continuă așa. Inspectoratul școlar transmite unităților informarea de la DSP pentru stabilirea scenariului de funcționare. Abia în data de 10 septembrie, adică joi, consiliile de administrație din școli vor prezenta scenariul final. În traducere, părinți și elevi, abia joi vom afla verdictul. Cel mai probabil în București va rămâne planul 1 și planul 2, adică verde și galben, dar sunt școli care au solicitat și scenariul roșu. Surpriză însă, nu pentru că rata de infectare ar fi foarte mare aici, ci pentru că nu au terminat reabilitarea clădirilor. Așa că au găsit soluția noroc cu pandemia. La Galați, o comună cu rată de infectare foarte mare, a optat de asemenea pentru roșu. Elevii din comuna Suhurlui au fost anunțați oficial că vor învăța exclusiv online. Ne-am lămurit și cu 14 septembrie sau cu 1 octombrie. Începem pe 14 septembrie, a declarat pentru Observator Monica Anisie, cu cele mai mari șanse pentru scenariul verde, dacă situația va fi favorabilă. Și Ludovic Orban a venit cu rectificare la ce spunea vineri și spune că 1 octombrie a fost doar o propunere din partea medicilor. Până atunci însă școlile au început pregătirile. Scenariul verde este cel mai votat. Peste 80% dintre școli sunt pregătite să înceapă față în față. Iar dorința părinților ar fi cam aceeași. 55% dintre ei vor să trimită copiii în bănci, 31% optează pentru sistemul hibrid, iar 13% dintre părinți vor școală exclusiv online. Conform Ordinului Comun de la Sănătate și Educație, scenariile pot fi actualizate săptămânal sau ori de câte ori este nevoie. Acum așteptăm și feedback-ul vostru despre cum preferați să înceapă școala. Oricum ar fi, regulile sunt foarte stricte pentru copii. Purtarea măștii este obligatorie. Triajul epidemiologic la fel, dar și distanțarea de un metru. Un metru când mergi la baie, un metru când stai în pauză, un metru când ești la ore. Cam greu, mai ales pentru cei mici. Atât deocamdată de la Observator Update. Ne revedem la ora 11, dar și după Observatorul de prânz și înainte de cel de la ora 19.